Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Marian Popescu de la Universitatea București, șef al Comisiei de Etică al Universității București. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumim că v-ați făcut timp să veniți. Bună ziua, mulțumesc că am fost șeful Comisiei de Etică. Conduc acum Centrul pentru Integritate al Universității din București. Iar alături de mine este colegul Florin Negruțiu, ca de obicei. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule profesor, bună ziua. Și pentru învățământul superior sunt 2 ani aproape extrem de dificili. Pandemia a schimbat felul în care predați, în care examinați elevii, în care îi primiți pe băncile universității. În acest moment, însă, mult mai afectată este educația preuniversitară. Primele clase, copiii abia intră pe măncile școlii, unii nici nu au văzut sau au văzut câteva săptămâni fizic învățătorul, profesorul. Când vom trage linie asupra acestor, după acești ani, domnule profesor, cu ce va rămâne România? Mi-ar fi greu să spun acum cu ce va rămâne, dar ce pot spune este că semnele prevestitoare nu sunt bune, pentru că sistemul de învățământ e bulversat de pandemie ca peste tot în lume, numai că în momentul în care ai politici bine puse la punct, efectele negative sunt mult mai reduse. Să nu credeți că alții nu au aceleași probleme, părinți, copii și așa mai departe. Toată lumea are cam aceleași probleme. Dar vă dau o imagine simplă. Vecinul meu pleacă în fiecare dimineață, el e bunic, și cu nepoțica lui, care este o fetiță, cred că e în clasa a treia. Bunicul duce în spate un rucsac atât. Și asta îl duce deja de 2 ani de zile. Și întrebarea prostească este nu atât de ce trebuie să ducă bunicul, cât mai ales ce se află în acel rucsac, astfel încât o fetiță, care nu e o atletă, e în primele clase, să nu poate căra acel rucsac. Am întrebat colegi cercetători sau ingineri români stabiliți în străinătate cu cariere și părinți la rândul lor. Și i-am întrebat tot așa, zic, fetița ta sau băiețelul dumneavoastră sau băiatul, fiica, au și copii de liceu, cât cară după ei? Cum să care? Duc ce trebuie. De ce? Pentru că la școală există un spațiu de depozitare unde nu trebuie să mai găsești acolo anumite lucruri. Dar ăsta este un aspect, o să ziceți, cantitativ. Pe mine mă interesează aspectul calitativ. Ce se pierde, de fapt, și pe termen lung în pandemie? În primul rând că se pierde un mod care în bună măsură a devenit desuet de a preda. Vedeți că folosesc cuvântul, termenul de a preda, și foarte puțin se întreabă, bun, și la primire ce se întâmplă? E ca la procesul verbal, e un proces verbal de predare, dar și de primire. Ori în momentul acesta nimeni nu știe exact ce se primește în școala românească, din vari motive. Sunt profesori care, cum îmi mărturisea cineva, sunt jurup din timpul lor liber ca să poată face față unui context pandemic care a venit cu noi obligații. Dar numărul lor nu este foarte mare, ca și în sănătate, de altfel. Sunt oameni foarte competenți care abia reușesc să facă față solicitărilor. Corpul medical, știți mai bine decât mine, este epuizat, în bună măsură. Iar corpul profesoral ar trebui mai degrabă să-și pună întrebarea cum pot ajuta în situația care s-a creat deja de 2 ani. Noi nu știm cum va arăta lumea noastră peste 5 ani. Poate asta
ne-a și descurajat să avem politici educaționale ca lumea. Sunt un pic ironic. N-ai cum să știi pentru ce viitor, de fapt, pregătești copilul. Pentru ce îl pregătești pe toate nivelele? De ce situația masteratelor universitare și a școlilor doctorale arată cum arată, în ciuda unor pași mici pozitiv făcuți? De ce se întâmplă ca chiar de la conducerea ministerului calitatea școlilor doctorale să fie atacată cu ordine de ministru care realmente fac foarte rău și favorizează plagiatorii? Pentru că, să fim bineînțeleși, lucrurile în bună măsură pleacă și de sus în jos. Pe mine mă interesează însă ce pleacă de jos în sus. Și văd că reacția a beneficiarilor educației este foarte slabă vis-a-vis de lucrurile inacceptabile care se întâmplă. Sunt pregătiți profesorii noștri pentru învățământul online? E o întrebare pe care nu o pun eu acum prima dată. Au fost puse în operă sistematic programele care să-i antreneze pe profesori să lucreze în răspunsul online este și așa mai departe? Nu. Știm că nu a existat o pregătire a profesorilor coerentă în a preda online. Știm că școala online, de fapt, este un echivalent al lipsei de școală. În multe locuri nu s-a făcut carte de o lungă perioadă de timp. Iată, suntem, mulți copii sunt în aproape 2 ani de vacanță, ca în romanul lui Jules Verne. Ce înseamnă asta pentru această generație de copii care la un moment dat va termina școala, va împlini 18 ani? Ce fel de copii vor fi aceștia? Ce fel de tineri vor fi aceștia? Ce se întâmplă acum e mai dezastruos decât în timpul războiului. Pentru că în timpul războiului, al doilea vreau să spun, aveai situații în care erau școli bombardate, distruse. Acum școlile sunt bombardate altfel, victimele se numesc altfel. Spuneți că e o vacanță sau, mă rog, e o formulare, dar în foarte bună măsură perioada asta este una de mare stres pentru familii. E vorba de a organiza căminul, gospodăria, familie, e vorba de pot să cumpăr telefon, tabletă. Vorbeam cu un coleg de la o altă universitate care îmi spunea foarte limpede la obiecția mea că nu toți copiii României au acces la un device, la ceva, ce nu greșiți, domnule profesor, ce nu au, toți știu cum să lucreze. Și eu l-am întrebat ca în celebra replică, dar pe ce vă bazați? Când s-au făcut studii. Nu știu ce studii s-au făcut, zic, aici ignoranța mea, dar eu tot văd sau recoltez că sunt copii care în anumite zone, mai ales în rural, ce-i dreptul, n-au aceste posibilități sau stau pe telefonul mobil al mamei sau al tatălui, care e și el o generație mai veche telefonul și așa mai departe. Deci, să fim serioși, faptul că cumperi 200.000 de tablete sau și le pui în brațele copiilor, unor copii și dai asta ca o mare victorie, mi se pare penibil. Spuneți că situația este mai gravă cu școala decât în timpul celui de-al doilea război mondial. Haideți să detaliem puțin consecințele. De ce spuneți asta? Spun asta pentru că războiul înseamnă un conflict între inamici. Da? Nu explicăm de ce și cum s-au produs, dar este o confruntare între. Această confruntare nedeclarată există și acum. Nu ai nevoie de un factor extern care să-ți facă praf școala. Ți-o faci praf singur. Și ți-o faci nu de ieri de astăzi. Adică faptul că în câteva domenii esențiale, cum ar fi sănătatea, cultura, învățământul, numărul miniștrilor care au avut mandat complet este foarte scăzut, iar numărul miniștrilor, și vorbesc deci de miniștri pentru că ei reprezintă nu autoritatea supremă pe domeniul respectiv și executivul pe domeniul respectiv, numărul celor credibili e foarte slab. Asta nu pune chiar pe nimeni în gard, adică nu suntem în stare să creăm și să aducem în față resursa umană care să nu mai dezvolte situația asta de conflict nedeclarat?
La fel în medicină. Apropo de administrarea spitalelor, apropo de infecțiile nozocomiale, apropo de cât de greu este să faci un spital să fie el sănătos, ca și construcție, și să nu fie generator de infecții. În război ce se întâmplă? La un moment dat o parte câștigă sau se declară un armistițiu. Cine câștigă în România astăzi în legătură cu situația școlii, care arată ca un fel de câmp de luptă, în care ai victime, în care ai oameni care dezertează și unii care rezistă eroic? E o imagine puțin... Da, unde vom vedea sau când vom vedea efectul școlii online care nu a fost, domnule, de fapt, Negruțiu, în această perioadă? Domnule Negruțiu, ați citit România Educată? Domnule Pândaru, ați citit România Educată, proiectul prezidențial? Parțial. Parțial. Eu l-am citit total și am fost singur. Că ați și subliniat niște pasaje, nu? Da, sunt lucruri acolo care îți arată limpede un lucru, un fenomen îngrijorător și care e simplu de explicat. România Educată este o hartă desenată care are foarte puțină relație cu teritoriul pe care îl descrie. Înțelegeți? De ce am folosit imaginea războiului? Metafora războiului. Pentru că operațiunile militare, atenție, eu nu sunt militar, sau, dar am făcut serviciu militar, operațiunile se desfășoară în bună măsură după hărți, nu? Și acum se lucrează cu hărți. În momentul în care însă soldații ajung în teren, adică elevii în clase, profesori, realitatea este foarte diferită față de ce... Da? Dau un exemplu pentru a destinde puțin, în timp, că tot am spus de serviciu militar. Era la vremea aceea celebru exercițiu la Lada cu nisip, unde erau cote cu stegulețe 400-600, înălțimile și mai departe, baterii de tunuri și mai departe. Și noi ne-am uitat la explicații, lecția era ținută de un colonel. Și ne-am uitat și am început să râdem și unul dintre noi care era mai curajos a zis să trăiți. Ce, dar a spus bateria de tunuri, obuzele se vor duce la cota 600, intră în deal, nu trec pe deasupra, cum ne-ați explicat. Dar de unde știi? Și colegul care era inginer i-a spus, uitați-vă, înclinația țevii de tun este așa, și a făcut simplu, i-a desenat și pe o hârtie și i-a spus, astea se duc în pământ. Și era colonel, da? Noi din acel moment am avut o imagine destul de clară despre competențe în ce privește câmpul tactic al ofițerului respectiv. Bun, de ce să înțelegem că proiectul acesta România Educată, da, este un obuz care se duce într-un deal. Deci el nu va trece dealul. De ce? El nu are o viziune. V-ați gândit cumva și eu cred că nu am întâlnit vreo explicație plauzibilă. Ce înseamnă România Educată? Rezultă, până acum era needucată. Sau cum? V-ați explicat? Adică ați încercat să vedeți ce... Dar, bun, nu facem acum critica unui titlu. Este vorba de realitate, de harta desenată și de teritoriul pe care harta îl reprezintă. Ce rezultate a dat acest proiect până acum, care a consumat niște bani? Și niște, da? Hârtie. A dat foarte multe hârtii, a dat întâlniri regionale, a dat, da, conferințe regionale și așa mai departe. N-aș vrea să intru mai mult în detalii, pentru că s-ar crede că sunt un critic înverșunat al proiectului, dar el ni se prezintă drept model de către cea mai înaltă autoritate din stat. Da? Această autoritate ar trebui să răspundă aici, nu? Despre cum a ajuns școala românească. A fost invitat în vreun studio de televiziune pentru a da această explicație? A fost invitat? Invitațiile să... au existat. Da? Bănuiesc în toate televiziunile. Nu, în sensul de a fi invitat în studio. Da, disponibilitatea, da, de a explica inclusiv, da, proiectul România Educată nu a existat până în momentul ăsta. A. Acest proiect, domnule profesor, spuneți că el există, se dorește a fi un model, va produce însă vreo schimbare în sistem? Și o să vă rog să continuăm discuția după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat.
Ne-am întors în fața ta continuă, profesorul Marian Popescu este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre acest proiect care se dorește a fi un model României educată. Ce schimbări credeți că va produce proiectul România educată în învățământ? Mă puneți în situația de a face iarăși preziceri, dar ce înseamnă de fapt un proiect? Înseamnă, dacă e bine făcut, înseamnă să aibă potențial șansa de a fi realizat. Între altele sunt și evaluatori de proiecte pe domeniul cultură pentru Comisia Europeană și de multe ori văd această discrepanță și anume că proiectul e scris bine, dar potențialul lui de realizare este slab sau nu este reprezentat de către inițiator în parametrii unui viitor previzibil. Și aici ajunge într-o ecuație foarte ciudată. Noi nu știm încă o dată cum va arăta viața noastră peste 5 ani, mai ales în contextul ăsta. Avem în România educată sau în alte documente guvernamentale proiecții legate de societatea cunoașterii peste 5 ani? Pentru că să nu uităm, vorbim de domeniul învățământ, educație, da? De fapt, vorbim despre modul în care cunoașterea este creată, procesată, livrată și primită ca, la rândul lor, cei care au primit rezultatul acestui proces să poată continua efortul de dezvoltare și puneți aici tot ce vreți. Există acest potențial de a crea dezvoltare? E corpul profesoral pregătit pentru un tip de performanță pe care îl dorește România educată, când noi avem mari probleme în continuare cu modul în care am înțeles celebrul proces Bologna, care, iată, are o vechime, actele s-au semnat în 1999, da? Și noi în continuare avem masterate care sunt extensii ale studiilor de licență. Sunt încă facultăți care nu își reprezintă ce înseamnă, de fapt, masterat. Sau au pus căruța înaintea, făcând din licență domeniul de specializare și masteratul ceva care plutește in between. Da? Sunt alte universități, însă, care și-au reprezentat foarte clar care este rostul masteratelor. Problemele sunt în continuare critice pentru școlile doctorale. Pentru că, vedeți, în momentul în care Ministerul Educației a lansat celebra, fost așa ca un act, să spunem, de bună credință, cu ghilimele, universitățile să își reevalueze tezele de doctorat din 1990 până în 2006, parcă, sau 16. Asta e ceva serios, adică cine a gândit, e un om serios, cine a gândit lucrul ăsta, eu vă spun că nu este. Și nu o spun numai eu. Păi înseamnă că, cum să spun, nu-ți mai reprezinți cu claritate care sunt obiectivele funcției. Nu-ți dai seama dacă e posibil. Și dacă e posibil, cu ce costuri, cu ce resursă umană și de ce, până la urmă, să faci lucrul ăsta. S-a dat răspunsul la întrebările astea? Nu. Domnule profesor, întrebați înainte de pauză ce este România educată, de ce este România educată și vă întrebați retoric, înainte era needucată. Am gândit în minutele astea, cred că pot să vă dau un răspuns, este vorba de România din ce în ce mai slab educată, iar lucrul ăsta se vede din felul în care vorbesc și din felul în care scriu tinerii. Dumneavoastră primiți studenți în anul întâi de facultate. Cum sunt studenții de acum față de studenții de acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani? Studenții din anul întâi, la care eu nu am cursuri acum, de altfel eu, știți, în continuare morgaia trebuie să am curs magistral la anul întâi, care e un an numeros și e genul acela de expunere care dă, cum să spun, satisfacții mari încă înainte de a se produce evenimentul. Studenții din anul întâi vin din liceu, da? Am avut în cadrul unui proiect al universității mele o întâlnire cu reprezentante ale celor mai bune 5 licee din București.
Și a venit vorba despre cum sunt construite conținuturile, programele și așa mai departe și, la sugestia mea, am și discutat despre cum sunt evaluate. Și aici apare o mare problemă. Deci, revenind, copiii, elevii vin din liceu. În liceu, în cel mai bun caz, vin cu o reprezentare despre ce înseamnă cunoașterea și puterea de a judeca ceea ce privești. În cel mai bun caz. Dar numărul lor este relativ mic, pentru că asta se vede în diversele teste care îți arată indicele de analfabetism funcțional. Ce este mai rău este că în spațiul public a apărut o categorie care e tot mai reprezentată de nul experți funcțional. Adică experți în nimic, dar care funcționează. Și ei sunt tot mai prezenți. Da? Ai de-a face cu oameni cultivați, dar ignoranți, nu? Și ai de-a face cu experți care nu știu să redacteze o propoziție. Da? Ori, revenind la ce ați remarcat, sigur că e din ce în ce mai puțin educată pentru că România, pentru că nu s-a urmărit constant performanța. Aia e clamată, ea e pusă în documente de tip România educată și altele. Cred că este vorba despre performanță, da, aici, domnule profesor. Cred că este vorba despre o alfabetizare medie. Pe vremea mea, când ieșai din școală, știai măcar să scrii corect românește sau să vorbești corect românește. Acum nu mai este cazul. De ceva vreme nu mai este cazul. Aveți studenți care nu știu să scrie? Sau scriu prost. Asta există în multe locuri, asta este adevărat. Și eu vă dau un exemplu din, să spunem, din propria mea experiență. Anul 3, licență, sau s-a întâmplat și la anul 1, masterat. Da? Am proiectat pe ecran un discurs. Cursul meu era despre vorbire în public. Și am vrut să facem analiza discursului și apoi să vedem cum a fost el rostit de către personajul X care a ieșit cu discursul acela în public. Am avut, prima dată a fost un șoc neplăcut, după aia a trebuit să lucrez cot la cot cu ei. N-au știut să extragă ideile principale, vă rog să nu râdeți. Da? Deci care sunt ideile discursului? Ce a vrut să susțină celebrul, la vremea aceea, președinte de partid, și nu-i dau numele. De fapt, nici n-are importanță, a ieșit din scenă. Dar era în vogă și, atenție, era considerat un foarte bun vorbitor în public. Cu asta, de fapt, a și cucerit foarte mult. Și când am făcut cu studenții mei analiza discursului, la un moment dat o studentă zice, dar asta nu știe ce vorbește. Zic, stai, nu să, cum adică nu știe? Eu făceam pe prostul. Păi ce nu vedeți? Are săritură de logică. Zic că m-ai pierdut, ai zic, eu nu știu ce e asta logică. S-a uitat la mine studenta și a zis, păi în momentul în care afirme asta, și zic, bun, și aduce în discuție și asta, în mod normal trebuie să existe o relație între și așa mai departe. Și împreună cu grupa de studenți am analizat discursul ăsta, aveau mari dificultăți în a extrage ideile și apoi am trecut la partea aia care interesa cel mai mult. L-au văzut pe acel personaj rostind discursul. Șocul a fost și mai mare. De ce? Pentru că nu se mai înțelegea aproape nimic. Pentru că ești atent la cum spune, asta știau de la mine, îi antrenasem să fie atenți la ce spune, dând un pic la o parte cum spune. Și în momentul în care au făcut exercițiul ăsta și au văzut că împăratul e gol, de fapt. Că nu există o logică, așa că vin la argumentul dumneavoastră și îmi aruc aminte de unchiul meu pentru care exprimarea trebuia să fie cristal. El era profesor de franceză și am învățat gramatică franceză practic cu el. Și puțin din școală, dar mult cu el. Și îmi spunea întotdeauna, logica propoziției trebuie să fie cristal, trebuie să fie limpede, altfel nu reușești nimic. Și sigur că fiecare avem scăderi, apropo de logică și așa mai departe, dar câteodată e bine să te mai și gândești la ce spui, pentru că, mai ales când ești în fața clasei,
Mai ales când predai lucruri pe care tu nu le-ai aprofundat. Ceea ce este un fenomen îngrijorător. Dumneavoastră vă uitați la dezbaterile parlamentare? Câteodată. Vă amuză? La început, da, după care mi-a trecut. Pentru că mi-am dat seama că e vorba de o clasă care repetă o altă clasă, n-am vrut să zic repetenți, da? Adică oameni care intelectual au performanțe slabe, de altfel, în momentul în care domnul Valeriu Nicolae a făcut analiza CV-urilor parlamentarilor, lucrul acesta a transpărut cu mare claritate. Sunt oameni care, vorba lui poetului Marin Sorescu, sunt un capul trebii și nu știu nimic. Ori dacă pleci de la realitatea asta, așa anume că nu există competență politică pentru domenii sectoriale, pentru gestiunea în ansamblu a unei națiuni, a unui stat, a unei țări, deci dacă nivelul de performanță este scăzut, la ce te poți aștepta? Vă provoc să analizăm, dacă sunteți de acord, două discursuri, două tipuri de discurs. Premierul Câțu, președintele Klaus Iohannis. Da, prima observație, o încerc să o fac rapid acum, trecând peste, cum să spun, dezagrementul pe care mi-l produce întrebarea dumneavoastră. Și prima observație se referă la dicție. Domnul Florin Câțu are o dicție mizerabilă. Înțelegi cu greu ce spune. Frazele lui sunt de cele mai multe ori contorsionate, dacă înțelegeți, da? Sunt, și trebuie să faci un efort special să înțelegi. Nu vreau să comentez gestualitatea, mimica, pentru că am cădea în derizoriu și nu e ok. Problema e că de câte ori apare la televizor și toată lumea se uită, poate exagerez, toată lumea, se uită să vadă ce spune primul ministru, înțelegi cu mare greutate sensul a ce spune. Dar asta nu e totul. Dacă ai memoria suficient de bună, mie mi s-a întâmplat să o am câteodată, îți dai seama că el face ceea ce a făcut și domnul Ponta la vremea lui, și anume schimbă esența, un adevăr pe care l-a spus acum 7 zile, schimbă complet. De altfel, noi trăim această realitate a schimbării majore a rezultatului votului prin faptul că opțiunea electoratului a fost realmente neglijată complet. La domnul celălalt. Președintele Domnul președinte. El are o dicție foarte bună, are o voce timbrată. Nu analizez gestualitatea și mimica și așa mai departe. Au fost lansate în spațiul public epitete destul de... Dar asta s-a făcut și în legătură cu Emmanuel Macron și cu... mai puțin cu doamna Merkel. Interesant. Performanța pe care o are președintele României este că în momentul în care deschide gura, ce ajunge la tine este foarte puțin. Deși e foarte clar. Pentru că, repet, are o dicție foarte bună. Articulează clar și mai... Asta este o calitate pe care o avea, de pildă, fostul președinte Traian Băsescu. Articula clar ideea. Nu comentez performanța politică, da? E vorba de asta. Uh-huh. Al doilea lucru. În momentul în care domnul Câțu apare în spațiul public, el pare să nu fie conștient că se adresează unei națiuni. Este percepția mea, pentru că modul în care se adresează reporterilor, și de fapt nu lor ca atare, nu? Se adresează celor care îl urmărim, nu ține cont de faptul că deciziile pe care le anunță sau comentariile pe care le face sunt adresate unei națiuni. Ai senzația că vorbește dintr-un borcan. Pe când domnul președinte Iohannis pretinde că se adresează unei națiuni a cărei inimă nu o simte. Deci el nu simte că această națiune pulsează acum, suferă,
Da? Eu generalizez, absolut nepermis, dar nu pot face altfel. Nu vede sensul a propriului drum, a fiecărui membru în parte, a fiecărei familii și așa mai departe, nu realizează că există o încredere tot mai scăzută în viitorul nostru ca țară, ceea ce mi se pare iarăși foarte grav, și asta s-a întâmplat de pildă foarte limpede în Franța, în perioada războiului, că tot amintit, când Franța, cel puțin, era o parte ocupată și o parte liberă, nu? Iar cei care trăiau în partea liberă erau sfâșiați de această întrebare. Franța va continua să mai existe așa cum o știm după Revoluția franceză și mai departe, când sunt francezi și nu puțini care colaborează cu naziștii, nu? Și-au asigurat suportul mareșalului Pétain și așa mai departe, da? Ori lucrurile astea par să nu transpară din discursul președintelui, adică faptul că această națiune trăiește momente extrem de dificile, da? El rostește clar și ajunge foarte puțin la noi. Asta nu îngrijorează pe nimeni. Un coleg de-al dumneavoastră a semnalat un lucru care, sau poate nu era coleg al dumneavoastră, în orice caz cineva cunoscut în spațiul public, a observat un lucru pe care l-am verificat și eu apoi pe site-ul președinției. Domnul președinte s-a dispensat de aproape toți consilierii, mai are câțiva. Ar fi fost măcar necesar unul în materie de comunicare, că înțeleg că purtător de cuvânt nu există acolo, sau nu? Cred că nu greșesc. Nu mai este purtător. Deci nu are nevoie de consilier. Poate știe domnia sa de ce nu are nevoie de consilier, dar o președinție care se respectă aduce oameni competenți. Problema e, te simți bine ca președinte cu oameni competenți în jur? Și aici mi-aruc aminte de argumentul domnului Andrei Pleșu în relația cu Traian Băsescu. Domnule profesor, continuăm discuția. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Ne-am întors. Profesorul Marian Popescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, ați fost unul dintre primii oameni din sistemul de educație din România care au vorbit deschis și chiar atunci când premierul era domnul Ponta, despre plagiat și despre plagiatul din lucrarea dânsului. De atunci până acum, când vorbim, ce s-a schimbat? Trebuie să aduc scorul spre pozitiv, dar nu foarte mult. În sensul că școlile doctorale au fost puse în situația de a reflecta mai bine la menirea lor, au fost luate câteva măsuri care au privit evaluarea școlilor doctorale, dar măsurile acestea, o să mai menționez câteva, măsurile acestea nu au avut continuitate. Ele au fost fracturate fie în ministeriatele Andronescu, fie în ministeriatele Câmpeanu. Asta aici oricine din sistem aduce imediat argumente. Dacă nu urmărești continuitatea în politicile educaționale, efortul, resursele umane, financiare se pierd. Plagiatul a devenit o problemă, spus foarte simplu, în momentul în care Universitatea din București a avut curajul să iasă în față și să recunoască că a decernat un titlu pe o teză de doctorat plagiată. Eu am fost acela care a condus Comisia de Etică, care a dat acel verdict. Eu am fost acela care am spus că nu putem rezolva problema printr-un comunicat de presă, ci facem o conferință de presă în care demonstrăm, astfel încât să vadă toată lumea, cum arată un plagiat. Nu intru în detalii apropo de viteza în care a trebuit să lucrăm, nu intru în detalii legate de dezertările din comisie de la o zi la alta, apropo de presiuni și așa mai departe, astea sunt... Important este că Universitatea din București a făcut acel lucru atunci. A mai făcut ceva, a intervenit tot la insistența mea în legătură cu pușcăriașii care făceau cercetare științifică și publicau cărți științifice în detenție. Și Universitatea, deși
era afectată direct de fenomen. În ce sens? Ca o lucrare să fie omologată, avea nevoie de girul unui profesor universitar. Și Universitatea din București a avut doi. Unuia dintre ei s-a și retras la propunerea Comisiei de Etică titlul de profesor emerit. Era pe ultimul loc Universitatea din București. Erau alte universități și încă dintre cele bune care aveau mai mulți profesori care au girat astfel de lucrări. De ce era important să dăm acest semnal? Pentru că încă o dată se construia, se mai adăuga o piatră la edificiul corupției, al imposturii și așa mai departe. Și o mare problemă care, apropo de întrebare, care în 10 ani de la declararea plagiatului Ponta s-a produs, a fost aceea că în loc ca eforturile de prevenție și de instalare a unei culturi a plagiatului, unei culturi a integrității academice care să restrângă proporțiile plagiatului, în loc ca măsurile de tipul acesta să prolifereze, să fie mai consistente, ele au fost faultate de ordine de ministru. Cel mai recente din începutul lui octombrie, legat de ce menționam puțin mai înainte, evaluarea tuturor tezelor de doctorat în toate universitățile din România pentru a, și aici ordinul acela care e făcut amatoristic, de altfel, stipula în ce condiții s-ar face lucrul ăsta. Interesant însă că una dintre condiții era înființarea unei unități numită birou în interiorul fiecarei universități care dădea girul de a accepta sau nu validarea sau nu a unei teze din punctul de vedere a plagiatului. Și întrebarea pe care am pus-o, nu numai eu, au pus-o și alții, dar cine sunt acei oameni care... Ministerul, de fapt, a încercat să mute, scoțând în față direcția juridică și dându-i prerogative mari pe domeniul științific, ceea ce este total inacceptabil. Asta a făcut acest minister. A făcut multe altele. Deci în 10 ani de zile s-au făcut câțiva pași. Uite, ca dovadă, există acest centru de integritate al Universității din București, care deocamdată e unic. El n-a determinat replicarea, nu? Pentru că universitățile, managementul universitar, cu foarte puține excepții, este prea puțin interesat de o reală cultură etică și de integritate. Foarte puțin. Am dovezi în privința asta. În momentul în care aud de programe care înseamnă nu atât un curs de etică, știți că el e obligatoriu de câțiva ani, ordinul acela a fost făcut și mai amatoristic. Nu s-au gândit în frunte cu ministrul cine vor fi aceia care predau etica. Ori se știe, numărul lor este extrem de redus, sunt numai din absolvenții de filozofie. Câte facultăți de filozofie sunt în România? Foarte puține. Și mai departe. Ce se întâmplă cu cursurile acestea este o altă discuție. Deci nu e vorba de a ține un curs de etică, este vorba de a introduce în universități programe specifice legate de protejarea procesului cunoașterii în fața imensei corupții academice. Fenomenul este global, el nu este românesc. Luați exemplu de ultimă oră cu premierul Luxemburgului, da? Știre de acum 3 zile. Da? În care apare iarăși o afirmație în care se regăsește ceva și din cazul Ponta. Poate recunosc că am greșit, dar etic eu n-am nicio problemă, pentru că așa mi s-a spus să fac la vremea aceea. Nu? Ori dacă mediul academic, mediul de cercetare nu favorizează dezvoltarea acestei culturi etice și de integritate, n-ai de sperat foarte mult, pentru că atunci când procesul cunoașterii este corupt, rezultatul acestui proces este la fel de corupt. Cuvintele acestea, etică, integritate, pot părea în România uneori cuvinte exotice. De multe. Aș vrea să vă întreb un lucru legat de corpul profesoral. Câți dintre profesorii din România chiar își asumă aceste valori? Chiar cred în aceste valori? Mulți sau puțini? Nu pot da o cifră, dar pot vorbi de categoria celor colegi și colege care cred în ce fac, se perfecționează, se țin la curent cu progresul cunoașterii în domeniul lor,
și încearcă, după puteri, să transmită corect studenților ceea ce preved documentele universitare, în principal fișa disciplinei, care reflectă conținutul de cunoaștere, reflectă modalitatea de evaluare și așa mai departe. Problema e însă că ei sunt acest corpus, să zicem, n-aș putea să dau o cifră, el este total descurajat. De câțiva ani, el nu este încurajat de vreo politică educațională să iradieze acest model. Am avut în vara aceasta prima școală de integritate a Institutului de Cercetare a Fraudei și Plagiatului de la Geneva, în bordul căruia sunt, și acolo au participat directori de școli doctorale, oameni importanți din Franța, Elveția, Portugalia și Spania. Și una dintre probleme a fost aceea, cine vor fi persoanele, colegii, care să instaleze această cultură a eticii și integrității. Noi știm că universitățile au mecanisme, Comisia de Etică, Comisia de Etică a Cercetării, Comisia de Disciplină ordonată de rector, sunt prevederi în legea educației, unele foarte bune în privința asta, sunt regulamente, unele foarte bune, dar când te uiți cum arată codul de etică universitar, te îngrozești. În momentul în care oameni cu scaunul, cu capul pe umeri, ca lumea, cu scaun la cap, vreau să spun, au reușit să redacteze un cod de etică național, acesta a fost blocat foarte multă vreme. De ce? Pentru că erau acolo prevederi care ținteau exact spre difuzarea acestei culturi etice și de integritate. Un lucru amuzant, redactam cu colegele din preuniversitar și cu colegii din universitate codul de regulamentul privind consilierul de etică în preuniversitar. Și la un moment dat am formulat expresia valorile morale și în momentul acela s-a ridicat mânuța pe Zoom. Domnule profesor, haideți să înlocuim morale cu etice. Zic, e mai safe, nu? Adică etic cine știe, dar când spui moral, nu, e clar că nu-i de bine, nu? Și am zis, doamna profesoră, zic, nu, sunt o formulare chiar foarte onestă, așa mi-a scăpat. Valori morale, astea sunt, de ce ne e frică să vorbim în învățământul românesc despre acest lucru? De ce? Și știm de ce. Domnule profesor, ultima pauză a întâlnirii noastre de astăzi, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors. Ultima parte a discuției noastre de astăzi, profesorul Marian Popescu este invitatul zilei. Domnule profesor, ați descris timp de minute bune părți întunecate ale sistemului de învățământ românesc, în multe cazuri și lipsa de speranță, dar totuși, rămâneți profesor, mergeți mai departe. De ce? Un răspuns foarte simplu, e vorba de vocație. Învățământul românesc nu este predicat pe ideea asta de vocație. Adică, cel puțin așa o consider eu, profesia de dascăl, nu o să o denumim așa, este una vocațională. De ce? Trebuie să ai vocație pentru a stabili o relație cu celălalt. Spus foarte simplu. Și această relație nu trebuie să fie coruptă. Și ea trebuie să dezvolte personalitatea celuilalt, adică a elevului, nu ego-ul tău. Deci e vorba de vocație. Câtă vreme sistemul nu e predicat pe această idee de vocație, uitați-vă cum se fac intrările în sistem, ce examen e acela care permite intrarea în preuniversitar, în universitar și așa mai departe, lucrurile nu arată bine. Eu aș vrea și sunt convins că există mai mulți colegi care văd lucrurile în felul acesta, dar sunt încurajați în privința asta sau nu? E o întrebare retorică. Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule profesor, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!